Boys, astăzi o să facem ceva ce absolut nimeni nu a cerut, absolut nimeni nu a întrebat și e probabil cea mai proastă idee pe care am avut-o în viața mea. Acum câteva zile ascultam Valahia a interzis minorilor. În caz că nu știți piesa, aia cu pula pista coaiele au început războaiele și extra în caz că nu știați, refrenul ăla, cel puțin refrenul e cântat de Traistariu. Și când am ascultat piesa, mi-am adus aminte. Mihai Traistariu are OnlyFans. Am zis, hai mă să hai să intru pe onlyfans.com slash Mihai stariu Am intrat pe pagina lui și am văzut unele preview-uri, să zic, de la postări fiind blocate de faptul că trebuie să plătești și am început să râd ca prostul. Am zis, bă, Hai mă să-i dau un 5 dolari, dar mă scot cu un clip. Așa că am adunat câteva postări de pe pagina lui. Alea mai puțin not safe for work. Și să vedem ce postează Mihai Trăistariu. Un om destul de renumit în țara la noi, în cultura noastră de muzică, să zic așa. Deci hai să vedem. <laughs> Loving my huge, enormous monster dick. Te bagi în pulă. Ce zici? <laughs> Te bagi în pulă. Ce zici? <laughs> Să vă faceți o idee cam ce tipuri de postări o să vedeți. Cam toate sunt așa roleplay, să zic. Și majoritatea îți poze luate de pe Facebook. Sau nu poate nu majoritatea, dar foarte multe îs luate de pe Facebook-ul lui. Acum nu pot să vi le arăt că totuși îi cam not safe for work și nu știu cât de fair you Dar ideea e că multe sunt luate de pe Facebook. Și foarte multe dintre ele sunt cenzurate. La modul dai 5 dolari să vezi dragoni și nici aia nu-i vezi din cauza că e cenzurat. What's the point? We're not in Japan. <laughs> sculat pula chiar acum, așa că era păcat să nu vedeți cum îmi explodează chiloții. Hashtag 21. Cam astea sunt tipurile de postări pe care să le vedeți pe pagina lui, dacă chiar vreți să-i dați bani pentru așa ceva. La modul, poți să fii gay, poți să fii bi, poți să fii straight, să fii femeie, whatever. E un challenge să fuți o labă pe așa ceva. La modul, trebuie să fii plătit să încerci. Iată o retrospectivă a anului care tocmai s-a încheiat. Cele mai bune 60 de poze și filme cu pula mea, într-un singur colaj. 18, 18, 18. Vă doresc o pulă cât casa. Cel puțin de 21. Sărbători fericite și un an cu futaiuri multe, pe care să le duceți până la finalizare. Sino Evil, Sino Evil, Crying Laughing Emoji, Crying Laughing Emoji, Black Heart, Black Heart, Pupici, Pupici, Crazy Face, Crazy Face, 18, 18, 18, 18. 18 și mai jos efectiv e un colaj de vreo 5 secunde cu 60 de poze care îți dau flashbang-uri de fiecare dată, care din nou nu pot să arăt, not to for work. vă pup, dacă vreți pot să vă și fut, cum ziceți voi, așa fac. Tăvăleală de seară. Nici nu vreau să mă uit la videoclip, ajunge. Tăvăleală de seară, crazy Mihai Trăisariu. Te pupic de dimineață, cam unde ai vrea să pup, Sino Evil. Mă ia cu amețiala. Ador curul meu. Bombat. Sexy. Bine făcut. Tare ca piatra. Chiar vrei să te fut? E simplu. Tu mă puci de cur, te ții ca lumea și intrăm. Bazat pe mai multe postări pe care le-o pus. Omul și apreciază curul. Și îl complementează singur destul de des. Deci la modul, bă, el e proud de ce cur are. oh my god. Unele postări sunt destul de question mark legate de roleplay-ul ăsta. Gen cu cine vorbește? Vorbește cu femei. unele postări sunt mult mai sa -și. Așa să zic Ceea ce nu e nicio problemă Numai îți curios care e demograficul pe care vrea să-l aibă Holy fans <laughs> I mean, come on Nu-i prea explicit în contextul ăsta Ei, ce ziceam? Dacă mă de curul ăsta bun Promit că te fut de țar capacele Pula asta uriașă Ce zici? Cam mult și menționează curul, sincer I mean, just saying E un question mark, da? I'm just saying, you know? Bună seara Pentru că mi s-a sculat Vă propun să o înghițiți Ce ziceți? E prea mare pentru gura voastră? Buci, buci, buci. Cur as te fut. M-am dus la solar să îmbronzez bucile albe. Buci, buci, buci. Cur as buci. Șase ori într-o postare. Man. Ciotul între picioare. Am crezut că are tot 21. Dar m-am înșelat. Până la urmă, tot pula mea e cea mai mare. Hai să o verifici. Păi a pus o poză când am mers la munte. N-a nicio treabă. Mi. Tarzan. Porno for you E din nou același tip de postare Deja deci se observă un pattern Efectiv sunt aceleași postări Numai că sunt aceleași poze Dar în zile diferite Dar e aceeași poză practic Efectiv e același unghi Aceeași everything Curul ăsta rotund E moștenire de la maică mea Weird champ Iar pula mare O moștenesc de la taică meu Extra weird champ Te bagi sau ți-o bag? Uh, ok, dude. Roleplay ca roleplay, dar menționându-ți părinții în foreplay de genul ăsta, nu știu cât de eficient Kiss my lips or my dick. Și deci pe aia pot să scrie, fuck you, bitch, suck me. Și deci bine îmi stă puțin nebărbierit, aproape când vine să mă pe mine însumi și o la toate emojiurile de pe Samsung. Acum vă care și comentariu de la Alin. Vreau și buzele tale, vreau și hashtag 21 al tău tot să mi-l dai așa cum vrei tu, Mihai. Deci vedeți, target demograficul nu e numai femei. Și ultima poză, îți măsori eu pulsul sau măsori tu grosimea, hashtag 21, hashtag pula mare. Și o poză dintr-un film porno, atât că și-a photoshopat el fața, sau mai bine capul, cu corpul ăla. Și chestia asta e o temă destul de comună pe profilul lui, pentru că foarte multe poze la modul... Nu o să intru foarte în detalii, dar într-o poză e atâta, într-o poză e jumătate în picior. Deci take it with a grain of salt. În concluzie, <laughs> am făcut clipul ăsta ca să justific faptul că am dat 5 dolari pe Onlyfansul ul Mihai Tristăriu. Not my proudest moment. Dar da, cam atât cu acest videoclip. Sper că l-ați găsit cât de cât amuzant ca să mă simt eu mai bine. Nu uitați că avem server de Discord, dacă vreți să vorbiți cu mine puteți intra pe linkul din descriere. De asemenea să mă urmăriți pe Twitch unde o să începem din nou să facem streamurile când se aliniază astrele și să-mi dați follow pe Instagram pentru că vreau follow it. Ieri v-am întrebat pe community tab dacă aveți niște întrebări pentru un Q&A și acum o să vă răspund la câteva dintre ele. Let's go! Speedrun. În ce program editezi și cât timp de experiență ai? Editez în Premiere Pro, îl folosesc de prin 2017, ceva în genul 2016, dar pe total editez de prin 2012, așa serios, dar mă joc cu editing-ul de prin 2009. Ce planuri ai pe viitor cu acest canal și când o să scoți o piesă? Cu canalul ăsta am niște planuri foarte mari, numai că momentan nu le pot face din cauza anotimpului, deci fiți cu ochii pe canal pentru că urmează să iasă ceva mișto în primăvară-vară când scot o piesă, eu fac muzică de mult timp. Dacă căutați pe YouTube canalul ăsta, o să găsiți piesele mele. Îți faci mix singur, dacă da, atunci te-ai și să ajut și pe alții dacă ți-ar cere ajutorul pe bani. Și da, mi-l fac singur, mi-a ajuns cu tutorialele și cu astea. Dacă fac ceva legat de chestia asta, probabil că o să fac decât pe bani. Prea mult freebie. Dacă nu ai mai putea lucra ca editor, ce alt job ți-ai alege? Probabil că m-aș duce tot pe muzică ca și producător, beatmaker, whatever, sau m-aș băga full time pe streaming în engleză sau, nu știu, da, tot în lumea asta a internetului. M-aș face fotograf poate. Ca ai altă treabă. Tot editing, dai foto editing. De deci ce să zic fotograf? Nu dănunți. Ei, Oamenii m-au întrebat de când mă știu cu Red, am mai explicat o odată chestia asta, mă știu din 2019 de la Comic Con. Chiar dacă ne-am cunoscut înainte, aia au fost prima oară când ne-am cunoscut face to face. Persoana care m-a întrebat de Red, m-a întrebat dacă s-a urat un server de Minecraft, probabil că nu, și cum am învățat să editez prin faptul că am făcut-o într-una. Efectiv, am făcut-o și Cam așa am învățat. Ai, n -ai un joc preferat? Jocul meu preferat când vine vorba de poveste e Red Dead Redemption 2 No Questions Asked. Când vine vorba de online e o întrebare mai tricky pentru că depinde ce joc, când mă joc. Moment de față, de exemplu, mă joc League și cam sufăr că mă joc League, dar cam atât. Nu pot să zic concret. Și ultima întrebare, dacă ai putea ce canal de YouTube ai șterge pe al meu? Ne vedem în următorul clip. Eu am fost ganso vă s-a rupt. s rupt. <cute>